Dă palpitații domnilor ori de câte ori își face apariția cu atitudinea ei provocatoare și sofisticată, iar bărbații ar face orice ca să o cucerească. Însă nimeni n-a reușit până acum să-i fure inima Vicăi Blochina. Chiar dacă ar vrea să îmbrace într-o zi rochia de mireasă, se pare că fosta balerină mai are mult de așteptat. Aștept calul albă cum o să treacă pe aici. Ei, dar ce prinț! Că pretendenți a tot avut Victor Pițurcă, Adrian Mutu, Juan Carlos Tohap, Ștefan Stan sau Gabi Bădălău sunt doar câțiva dintre cavalerii care ar fi încercat să o vrăjească pe Vica, dar se pare că niciunul dintre ei n-a reușit. Sexy Blonda spune clar: aștept! Că te îndrăgostești? Da. Vrei? Da. Nu ești îndrăgostită? Vreau! Se pare că degeaba roiesc bărbați care mai de care mai șarmanți și mai potenți financiar în jurul ei, că balerinei greu îi intră cineva în grații.